Ghinion pe capul unor șoferi din capitală. Aceștia și-au parcat mașinile pe strada Alecuruso, iar după o perioadă le-au găsit fără roți. Incidentul a avut loc în seara de 17 iunie. Imaginile cu mașinile fără roți au fost plasate pe o rețea de socializare. Autorul postării a scris că pe proprietarii așteaptă o surpriză neplăcută. Părerile internauților s-au împărțit, în timp ce unii acuză hoții, alții spun că devine s-ar face și șoferii care își parchează mașinile la marginea drumului în loc să le lase la un loc special amenajat. Potrivit poliției, până în prezent niciunul dintre cei trei șoferi nu s-a adresat la poliție.